Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu și vă voi vorbi astăzi despre reconstituirea unei chitanțe pierdute. O instituție publică a decontat cheltuieli privind asigurările pentru bunuri materiale transportate cu numerar în sumă de 500 lei. Societatea de asigurări a emis chitanța în original, din care rezultă încasarea sumei de 500 lei. Din cauze independente de voința persoanei care a fost împuternicită să efectueze plata, aceasta a pierdut documentul în original, respectiv chitanța, în sumă de 500 lei. În ce condiții legale instituția poate deconta suma de 500 lei și cum se vor efectua înregistrările contabile în condițiile date? Reconstituirea documentelor financiar-contabile se efectuează în conformitate cu prevederile cuprinse în secțiunea E, reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse, a normei metodologice de întocmire și utilizarea documentelor financiar-contabile aprobată prin OMF 3512 pe 2008. Potrivit acestora, pentru a putea fi înregistrate în contabilitate, operațiile economico-financiare trebuie să fie justificate cu documente originale, întocmite sau reconstituite potrivit prezentelor norme metodologice. Orice persoană care constată pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligația să aducă la cunoștință, în scris, în termen de 24 de ore de la constatare, conducătorului unității, administratorului unității, ordonatorului de credite sau alte persoane care are obligația gestionării unității respective. În termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicării, conducătorul unității trebuie să încheie un proces verbal care să cuprindă datele de identificare a documentului dispărut, numele și prenumele persoanei responsabile cu păstrarea documentului, data și împrejurările în care s-a constatat lipsa documentului respectiv. Procesul verbal se semnează de către conducătorul unității, conducătorul compartimentului financiar contabil al unității sau persoana împuternicită să îndeplinească această funcție, persoana responsabilă cu păstrarea documentului și șeful ierarhic al persoanei responsabile cu păstrarea documentului după caz. Când dispariția documentelor se datorează însuși conducătorului unității, măsurile prevăzute de prezentele norme metodologice se iau de către ceilalți membri ai Consiliului de Administrație după caz. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui dosar de reconstituire întocmit separat pentru fiecare caz. Dosarul de reconstituire trebuie să conțină toate lucrările efectuate în legătură cu constatarea și reconstituirea documentului dispărut și anume: sesizarea scrisă a persoanei care a constatat dispariția documentului, procesul verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii, dovada sesizării organelor de urmărire penală sau dovada sancționării disciplinare a persoanei vinovate după caz, dispoziția scrisă a conducătorului unității pentru reconstituirea documentului, o copie a documentului reconstituit. În cazul în care documentul dispărut a fost emis de altă unitate, reconstituirea se va face de unitatea emitentă prin realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea emitentă. În acest caz, unitatea emitentă va trimite unității solicitante în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii documentul reconstituit. Documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu și vizibil mențiunea duplicat cu specificarea numărului și datei dispoziției pe baza căreia s-a făcut reconstituirea. Documentele reconstituite, conform acestor norme metodologice, constituie baza legală pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate. Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale, bonuri, bilete de călătorie nenominale, etc., pierdute, sustrase sau distruse înainte de a fi înregistrate în contabilitate. În acest caz, vinovații de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor suportă paguba adusă unității, salariaților sau unității sau altor unități, sumele respective recuperându-se potrivit prevederilor legale. Pentru pagubele generate de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor se stabilesc răspunderi materiale care cuprind și eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea documentelor respective. Găsirea ulterioară a documentelor originale care au fost reconstituite poate constitui motiv de revizuire a sancțiunilor aplicate în condițiile legii. În cazul găsirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anulează pe baza unui proces verbal și se păstrează împreună cu procesul verbal în dosarul de reconstituire. Așadar, în vederea înregistrării plății în contabilitate, societatea trebuie să solicite furnizorului un duplicat al documentului de plată. Doar în baza documentului reconstituit, conform normelor mai sus menționate, se va putea înregistra în contabilitate plata efectuată.